Neața lume, a venit momentul să vorbim despre DC Metal. Dacă știți sau dacă nu știți, o să vă zic oricum. Anul ăsta e un mare event cu mai multe evenimente care o să decidă viitorul DC. Cu ce se întâmplă acum, așa o să rămână. Sunt o grămadă de chestii acolo. Evenimentul de anul ăsta o să lege mai multe evenimente care s-au întâmplat acum câțiva ani în urmă și din toate astea o să iese continuitatea DC, ce o să rămână, ce o să se aleagă din ele. Și evenimente care au legătură, episodul de astăzi, Cut Snyder, Justice League, Josh Williams, Batman Superman, miniseria Flash Forward, Hell a Reason, și Doomsday Clock. Da, poate mai sunt și altele mai mărunte, dar sunt multe. Ideea e că sunt multe. Hai să facem așa puțin backstory ca să vedem ce s-a întâmplat de am ajuns în punctul ăsta. La sfârșitul povestei Doomsday Clock, când Superman îl inspiră pe Dr. Manhattan să repare tot ce era stricat în universul DC. Dacă nu știați, Dr. Manhattan e cel care a făcut New 52. El a stricat backstory-ul și istoria în universul DC. Dar da, sărind la final, toată chestia asta cu New 52 a fost reparată de Dr. Manhattan. În timp ce ăștia făceau Doomsday Clock, Scott Snyder scotea Justice League. Faza e că s-a terminat cu un mare cliffhanger, ce o implica pe Perpetua și a cam desfăcut tot ce reparase Dr. Manhattan în Doomsday Clock. Și în plus, la asta vedem că în Flash Forward miniseries, originalul Wally West a devenit Dr. Manhattan. Stătea pe Mobius Cell, da frate, cu Wally West, dacă de fain arată cu albastru. Arată prea fain albastru. Iar apoi Batman, Superman și The Hellraiser miniseries, ăștia se leagă între ele, vorbesc despre The Batman Who Laughs, care, bineînțeles că în DC Metal e cel mai important personaj. Oricum, unul top 2 el. Și la finalul din Hellraiser, din miniseria asta, The Batman Who Laughs și Perpetua fac echipă ca să facă The Ultimate Plan ca să distrugă universul. Sau să facă ce o face cu el. Na, și cam ăsta e backstory-ul cu evenimentele care s-au întâmplat și am ajuns aici. Acum să vorbim despre Death Metal ediția 1. E, și ediția începe cu Sergentul Rock, un veteran de război din al doilea război mondial, care aparent este cel mai popular caracter din comicsurile despre război, care ține un discurs spre tine, cititorul, și îți dă un mare speech motivațional. E, da, și avem și o mapă a DC-ului, unde Earth Prime e împărțit acum în 4 continente, Castle Bat 1, Megapocalypse 2, Themyscira și Arkham Westlands, sau The Fall of Captain Atom. Apoi vedem pe Wonder Woman în Hell, sau în Iad, care a fost Themyscira pe vremuri cu o mare drujbă, și lângă ea vedem un Swamp Thing aproape uscat și zice, vine și aduce un prizonier cu el. Și Wonder Woman îi zice, nu credeam că mai sunt răufăcători în lumea de deasupra. Și ăsta zice, a, păi eu cred că pot să mă gândesc la câțiva. Hai să-ți dau niște indicii, au urechi ascuțite și lilieci pe piept. Ghiși cine? Se duc să se întâlnească cu acest prizonier nou, aparent Wonder Woman are mare avion invizibil. Deci mi se pare ciudat la avionul ăsta invizibil, că tu nu vezi controlele. Cum îl conduci, frate? Pilotezi, că nu e mașină. Cum pilotezi avionul invizibil? Și are și PC-ul invizibil. Și de unde știi unde să te pui? În timp ce ăștia merg pe aici prin închisoare, vedem mai mulți villaini, Riddler, Captain Cold, Eclipsor și, bineînțeles, The Joker. Și Joker zice că lumea de deasupra e condusă de Batman, așa că pentru el o celulă în Underground e un fel de insula paradisului. El stă bine acolo. Apoi suntem introduși la Evil Bruce, printre care ghișceri, e și un Bruce Wayne dinozaur, animator T-Rex, ăla ce l-avea Bruce Wayne la el în peșteră, pe lângă alte suveniruri. Da, îi un Batman T-Rex, că de ce nu? Da, și poate te întreb cum naiba există T-Rex robot Bruce Wayne. Aparent Bruce Wayne și-a încărcat conștiința în el înainte ca peștera să cadă peste el. Unul din Batman îi zice lui Wonder Woman că vrea să arunce nou prizonier în groapă. Și că The New Justice League să vină să stea lângă el. În timp ce prizonierul trece pe lângă Diana, ăsta îi spune în șoaptă, Diana, adu-ți aminte. Și asta zice, tu, n-are cum să fii tu. Cine o fi? Nu știu, vedem. Apoi vedem că se adună Justice League pentru
The Lord Batman Who Laughs, bine, Justice League făcută de el. Justice League asta lui Lord Batman Who Laughs e făcută din Aquaman, Wonder Woman, Harley Quinn, Mr. Miracle, Superman prin ceva proiecție, Shazam, Spectre și mai mulți. Și na, ăsta își trimite să captureze pe oricine mai există prin teritoriile lor. Că, na, ce să și faci, ca Lord. Batman ăsta a ajuns, frate, să conducă Earth Prime. Bravo lui! El le spune că Perpetua a mai distrus încă un univers, Earth 22. Le-a mai spus că ei au încercat să lupte, dar n-au avut nicio șansă și că din 52 de pământuri mai sunt 8. Și după ce cele 8 se duc, Perpetua și eu, adică Lord Batman Who Laughs, o să repacă universul cum vor ei. E, în timp ce ăsta își vorbea de planul lui diabolic, Batman o contactează pe Wonder Woman prin ceva legătură psihică pe care Martian Manhunter o stabilise mai devreme. Și Batman îi zice, dacă îți topești avionul ăla invizibil, e magic, eu nu pot să-l simt venind sau plecând, puteți să ne facem armură din el și arme ca să ne infiltrăm în Castle Bat și să ne recuperăm pământul. Și Wonder Woman îi zice, cu o singură planetă, în timp ce multiversul cade, nu putem face asta, trebuie să le recuperăm pe toate. Și Batman îi zice, eu de-abia mai mi-aduc aminte cum am pierdut. Tu ești ultima care a căzut. Ce s-a întâmplat? E, și apoi vedem cum Justice League trece printr-o poartă magică și partea cealaltă vedem cum sunt distruși imediat ce au trecut prin partea aia, probabil de Perpetua. E, și în acest timp Batman Who Laughs vine la Diana și ce, te-ai pierdut? Ești căzută pe gânduri? Și ea zice, what the fuck? Și asta zice, ce? Și zice, am văzut multe lumi, Diana. Unii au fost inamici, prieteni, iubiți, ceea ce înseamnă că te cunosc mai bine decât Bruce al tău. Spune-mi ce secret ascunzi. Și bineînțeles că Wonder Woman nu-i spune și în timp ce o interoghează, vin săgeți spre Batman, bam! Dar shit, Robin ăia-i mici, dacă a văzut are niște Robin mici pe care îi ține după el, se bagă în fața săgeților și le barează ca să nu lovească pe Batman Who Laughs. Și ăsta zice, Bruce, tu ești, lasă-mă să ghicesc, folosești The Clock of Erasure, pe care ne-a dat-o Zatanna când i-a salvat tatăl de pe neuron. Ăsta îi zice, hai da, Bruce, ce aia, că te știu, doar suntem aceeași persoană. Și apoi îl vedem pe Bruce tot așa badass cu mare arbaletă și zice, mă știi pe mine, dar nu știi pe Batman. Ha! Și The Batman Who Laughs îi zice, faină mantie! Arăți ca cineva care a venit să mă omoare și să danse de pe mormântul meu. Dar din fericire pentru mine, tu nu omori. Și Batman îi zice, da, dar nici nu dansez, dar pentru tine o să fac o excepție. Ea, cum ar fi ca Batman din continuitatea asta să omoare pe cineva? Că el nu face asta. The Batman Who Laughs râde la remarca celuilalt Batman în timp ce își trimite o grămadă de Dark Knights, care na, sunt un fel de Batman modificați. Plastic Man, Batman, Deathstroke, Batman, chiar și Scarecrow și Etrigan, da, demonul Etrigan, tot cu Batman. Ha, aparent aici toți erau Batman. Și The Batman Who Laughs zice lui Bruce, nu o să zici nimic, gândește-te la oamenii și femeile curajoase care au murit pe pământul ăsta, ar fi dezamăgite de tine. Și Batman îi zice, am un singur cuvânt pentru tine, ridicați-vă. Ridicând mâna stângă, unde are un Black Lantern Ring, da, știți ce face ăsta, învie morții și învie oamenii care au luptat și au murit pe pământul ăsta înainte. Și Batman îi zice lui Diana, trebuie să ne luptăm cu el în felul ăsta, asta am venit să-ți arăt. Victorii mici, bătălii mici, salvăm pe cine putem când putem. Și Wonder Woman îi zice, nu, trebuie să recuperăm totul, ce vrei tu nu-i suficient. Și Batman îi răspunde zicând, trebuie să salvăm ce-o mai rămas, îmi pare rău. De, apoi în Deep Space, Lobo săpa o groapă căutând ceva. E, după toată bătălia asta, Wonder Woman se duce în groapă să vadă cine era prizonierul ăla misterios. Și Swamp Thing o avertizează, îi spune că dacă te duci să vorbești cu el, el o să știe și o să vină după tine. Îi mai zice Swamp Thing că nu e la fel de puternic cum era înainte și nu poate să lupte alături de ea. Și asta îi zice, Alec, e timpul să pleci, eu nu pot să lupt cum vrea Batman, cum vrea Bruce. Și zice, trebuie să fie o cale înapoi, să refacem totul exact cum a fost. E, când asta intră în groapa cu apa acea verde, se afla Dr. Manhattan Wally West. Ce e foarte ciudat e că ăsta, având puterile lui Dr. Manhattan, cum naiba de-au putut să-l captureze, că e foarte OP. Și Wonder Woman îi spune, Wally, tu ai fost prin multivers. Dă-mă să înțeleg ce s-a întâmplat, că în ultimul nostru fight, noi ne băteam cu Perpetua și The Batman Who Laughs. Mi-amintesc că tu îți adunai ceva energie albastră
gen din aia de care emiți acum, iar apoi perpetua aș încărca o putere pozitivă. Și după nu mai mi-aduc aminte de nimic, până ce The Batman Who Laughs a cucerit pământul. Și ăsta îi zice, o să zic totul, ține minte doar că dacă aș putea șterge ce am făcut, aș face asta. Diana îi zice, bă, spune ce să face ca să câștigă. Și ăsta zice, ca să înțelegi viitorul, trebuie să înțelegi trecutul. Wally zice că a trecut prin multivers ca toți ceilalți Flash și că toată puterea din realitatea noastră trage la doi poli. Fiecare energie pozitivă dă Speed Force și spectru emoțional și la polul celălalt, eu am numit-o Crisis Energy, Anti-Life Chaos Magic și The Forces of Doom. Oricum, ce e rău și ce e bine, ești doi poli, unul bun și unul rău. Nu-i mare chestie. Care iau în loc să dea putere bazată pe lăcomie. Și Wonder Woman zice, bă, dar tu încă ai puterea asta în tine, nu putem folosi ca să ne luptăm? Și el zice, nu, ești mult prea slab și ea e mult prea puternică. Ea prin Perpetua. Prin voi, ființele ca Perpetua au sarcina asta de a crea multiverse. Folosesc putere născută din prezent, din sursă. Aceste universuri se nasc și mor, dar Perpetua a creat realitatea noastră cu Crisis Energy și scopul ei e să creeze un multivers fără sfârșit. Unul care să trăiască într-un loop din ăsta, o chestie care se tot repetă și, bineînțeles, să fie devotat numai ei. E, când neamul ei a văzut ce vrea ea să facă, ne-au refăcut realitatea, nu cu Crisis Energy de data asta, și pe ea au capturat-o și au băgat-o în The Source Wall. Crezând că eventual, văzându-ne pe noi crescând, va începe să ne iubească, știi? Doar că, în schimb, a luat-o mai razna decât înainte. A început să șoptească, oricărui ar fi ascultat-o sau auzit-o, oricine avea dorințe de lăcomie. În lupta cu Barbetos, ăsta a distrus Source Wall-ul și, bineînțeles, că ea a ieșit, a devenit iar puternică și a fost readus așa la putere de ghișine, Lex Luthor. Da, frate, ăsta când e cineva puternic, imediat se aliază cu el. Nu acum mult timp, Dr. Manhattan a încercat să ne repare universul când a refăcut New 52 și ce mai stricase pe acolo, dar asta n-a fost suficient, așa că The Quintessence a adunat toată energia și ți-a dat-o ție, adică la Justice League, ca să mai aveți o șansă să reparați, să o distrugeți pe Perpetua. Voi v-ați adunat toată energia aia, i-a adunat Crisis Energy și ce s-a întâmplat când v-ați lovit, nu știu, zice Wally. Doar că după faza asta, ambele forțe trebuia să nu mai aibă putere. Au fost o explozie atât de mare încât o distrus soarele și Wonder Woman zice, bă, dar cum de Perpetua mare a ta putere? Și ăsta zice, The Batman Who Laughs. Ăsta, The Batman Who Laughs, i-a promis ei viață și asta l-a ales pe el în locul Lex Luthor. Și pe Lex Luthor l-a aruncat înapoi pe pământ. Ăsta i-a promis accesul la The Dark Multiverse, pentru că acolo cele mai puternice crisis se întâmplă mereu, la nesfârșit, pentru că na, ea e multiversul dark. Și ea de acolo își trage energia, pentru ea e ce trebuie. E, în acest timp, The Batman Who Laughs vine la ei doi și zice, nu, mă prefaceți-vă că nu-s aici. Și Wonder Woman zice, stai înapoi, demonule. A, da, și asta, Perpetua a luat puterea din crisis-urile alea. Faza e că cineva trebuie să-și aducă aminte de ele. De asta ăsta de Batman Who Laughs zice că am toți prietenii tăi captivi pe New Apocalypse. Un singur cuvânt aș putea să-i omor pe toți. Și Wonder Woman zice, nu poți, pentru că faci asta, nimeni nu o să-și mai aducă aminte de Crisis. Și atunci n-ai mai avea energie să-ți hrănești regina. Și ăsta de Batman Who Laughs zice, bă, da mă, dar eu am planurile mele, hai să nu ne... să nu mai vorbim despre asta. Batman Who Laughs se apropie de ea și zice, ia zi, te-a contactat Bruce acum ceva timp și ți-a zis să stopești nava și să-ți faci din ea armuri, nu? Și Wonder Woman zice, vezi, știam că tu și el aveți aceleași idei, o să fac o armură, o să fac o armă. Și ăsta zice, ce să-ți faci, o sabie, o ce? Și asta zice, nu, deja am făcut-o și scoate mare drujba adevărului, The Chase of Truth, și îl taie pe ăsta. E, și apoi pe pagina următoare vedem un Batman rău care se duce la niște Robin răi printr-un portal și zice, bă, s-a întâmplat, e timpul să activăm planul final. Faza e că The Batman Who Laughs s-a așteptat să moară. Pentru el asta nu era cel mai rău lucru posibil. Asta trebuia să se întâmple. Apasă pe un buton cu o față tristă și zice Roblins, că ăștia sunt Roblins, Goblin cu Robin, Roblins. Pregătiți corpul Bruce-ului final. The final Bruce, Bruce-ului. Vedem doar așa o teaser la ăla și arată ca un Dr. Manhattan Bruce Wayne. Da, frate, gândește, The Batman Who Laughs în corpul Dr. Manhattan. Ce mai faci? Că n-ai ce să mai faci. Și comicul se termină cu Batman și Sergeant Rock
pându-l așa pe spate, cărându-l și na, să se adune toți pentru o ultimă luptă finală. Și asta e prima ediție din Death Metal. Bineînțeles că mai sunt bucăți, părți pe care trebuie să le facem și o să le facem. Toate astea o să se lege între ele, așa că na, nu sărim peste ele. O să aveți întrebări după aia. Na. Până data viitoare, să aveți o zi incredibil de bună. Like, singurul mod prin care pot vedea că vă plac clipurile. Hashtag ne audem.